Grădinițele de vară au rămas deschise la solicitarea părinților care nu au cu cine să-și lase copiii în timpul vacanței. Cei mai mulți dintre părinți spun că preferă aceste unități în locul bonelor. Nu aveți cu cine să-i lăsați și lăsați aici? Nu avem cu cine și lăsăm aici. Ea e la grădiniță, el la creșă, în timpul programului de lucru, până la 4. Decât bonă, deci nu atât financiar, cât și ca siguranță, ni se pare mai potrivit o grădiniță sau creșă. Și cu bonele astea nu prea. Ați văzut câte se întâmplă. Aici, într-adevăr, o aducem dimineața și suntem chiar foarte siguri. Dacă lucrăm de la 8 la 4, vă dați seama că nu avem cu cine să-l lăsăm acasă și atunci apelăm la grădiniță. Copiii pot rămâne la grădiniță între orele 8 și 16, timp în care participă la diverse activități de tip recreativ, mănâncă și dorm. Unde îți place mai mult? La grădiniță. De ce? Pentru că sunt mulți colegi. Și ai cu cine să te joci? Da. Ce îți place la grădiniță? Da. De ce îți place la grădiniță? Desenez. Desenez? Da. Am avut 23, 22, cam toată săptămâna așa au fost. Asta sunt 19. Și ce constă activitatea de care vreți să vă adresați? Sunt activități de joacă, mai mult, de fapt, nu sunt activități. Sunt supravegheați la joacă, la masă, la somn. În Alexandria, pe perioada vacanței, funcționează 3 grădinițe. La nivelul municipiului Alexandria, de când sunt deschise în această perioadă, grădinița numărul 6, numărul 8 și numărul 10, cu program prelungit, repet, la solicitarea părinților, pentru acei copii care nu au supraveghere din partea părinților în timpul vacanței de vară. Părinții care aleg să-și ducă micuții la grădinițele de vară nu trebuie să plătească un tarif suplimentar față de alte perioade ale anului. Alocația zilnică pentru fiecare copil variază între 5 și 7 lei, în funcție de grădinița aleasă.